Un cutremur cu o magnitudine de peste 7 grade pe scara Richter ar putea însemna o adevărată catastrofă pentru țara noastră. Și chiar dacă specialiștii spun că nu avem de ce să ne facem probleme, că un astfel de seism nu va avea loc prea curând la noi, țara noastră ar avea totuși nevoie de un sistem bine pus la punct pentru monitorizarea activității seismice și intervenția în astfel de situații și la care să se conecteze și statele vecine precum Bulgaria, Turcia sau Republica Moldova. Vom alerta autoritățile înainte de a ajunge onda periculoasă în regiune, cu circa 40 de secunde înainte, autoritățile, cum ar fi Inspectoratul de Situații de Urgență. Și în momentul acela, medicul își protejează pe pacientul pe o masă de operații, dacă e noapte. Atunci îl deplasează, pentru că pe masă îl aruncă, pur și simplu e terminat. Legătura cu Bulgaria este mai mult decât necesară pentru zona Dobrogei, în condițiile în care în Marea Neagră, în zona Șabla, au loc frecvent cutremure. În acest moment, specialiștii de la sud de Dunăre se plâng de faptul că în urma unor dezastre provocate de cutremure, autoritățile reacționează extrem de greoi. Un sistem integrat de monitorizare și intervenție ar schimba radical situația. So it will increase our possibilities to react very fast and to inform the authority, the national authorities, as fast as possible. Până una alta, însă, specialiștii români ne dau asigurări că nu vom avea parte de un cutremur cu o magnitudine mai mare de 7. Un astfel de seism se produce odată la 60 de ani, ceea ce înseamnă că abia prin 2035 am putea fi loviți de un cutremur major.